Ion Ștefănescu, în vârstă de 63 de ani, în comuna Bărbătești, vânător în Răit, a mers sâmbătă împreună cu ginerele și câțiva prieteni la vânătoare de mistreți la Licurici. În încercarea de a vâna o vulpe, o alică s-a oprit în abdomenul tatălui primarului din Bărbătești. Da, am fost la vânătoare la mistreți și o alică rătăcită ajung la vârtica mea. Am și îmbrăcat sub cald astăzi. Eram numai într-un tricou. Dacă avea haină ceva pe ei, la distanța aia nu... S-a oprat, rămânea haină. Ginerele lui Ion Ștefănescu a participat și el la vânătoare. A rămas mut de uimire când și-a văzut socrul cu alicea în abdomen. Emoții au fost, sunt și așteptăm să păstrăm alica la amintire. Primarul comunei Bărbătești, Sorin Ștefănescu, a fost șocat să afle că tatăl său a fost împușcat. Chiar tata m-a sunat. Că i s-a întâmplat un accident... că a primit o alică, dar nu e ceva grav. Și s-a demonstrat după radiografie că de fapt nu era grav, e situată undeva în afara abdomenului. Da, deci, bineînțeles, nici acum nu sunt foarte liniștit până nu îl externează. Medicii spun că bărbatul a avut noroc. Radiologii care o alică ricoșată, nu știu exact cum s-a întâmplat la fața locului, care mai dimineața sub aparatul radiologic sper să o extragă. Ion Ștefănescu susține că incidentul nu-l va determina să renunțe la vânătoare.